eveniment cultural. În centrul capitalei, Pinacoteca București, din superba clădire în stil neogotic, monument istoric de secol XIX, Palatul Șuțu, găzduiește o expoziție aparte, Corneliu Baba Atelier. Corneliu Baba, 1906-1997, este considerat unul dintre cei mai reprezentativi pictori români ai secolului 20. Este cunoscut pentru portretele sale, dar și pentru ilustrații de carte. Profesor de marcă al Institutului de Arte Frumoase Nicolae Grigorescu din București, maestru emerit al artelor, portretist al marilor personalități ale epocii, printre care scriitorul Mihail Sadoveanu, compozitorul George Enescu, actrița Lucia Sturza Bulandra, Baba rămâne cunoscut publicului pentru coloristica sa și pentru jocul umbrelor și al luminii din tablourile sale. Expoziția de la Palatul Șuțu aduce în fața publicului atmosfera din atelierul artistului, prezentând procesul său creator din spatele marilor lucrări. Am stat de vorbă cu Elena Olariu, director adjunct al Muzeului Municipiului București, despre expoziție. Este o expoziție mai specială. Eu mi-am dorit foarte mult o expoziție atelier, adică în care să aflăm mai multe lucruri despre atelierul unui artist. Mă bucur foarte mult că este atelierul unui mare maestru. Vedem foarte multe schițe, vedem munca enormă din spatele unei capodopere, vedem atelierul, așa cum am spus, a unui mare maestru. Doamna director ne-a făcut un scurt tur al expoziției și exponatelor. Elena Olariu. Sunt schițe de peisaj, de exemplu are multe schițe din Veneția, vedem naturi statice, câteva schițe, poate lumea e mai puțin obișnuită la Baba cu naturile statice, pentru că el are în centrul operei sale omul, are foarte multe portrete, portrete feminine, portrete masculine, autoportrete în care se analizează și el psihologic și aici vedem schițe importante. În a doua sală vedem câteva tentative de a pătrunde mai adânc psihologic în firea umană cu seria celor celebrilor regi nebuni. El ne și explică de fapt că este vorba despre orgoliu uman, despre ceea ce credem noi, ne credem regi la un moment dat, dar de fapt în fața vieții uneori nu e chiar așa cum ne imaginăm. Și are această serie extraordinară, schițele pregătitoare, avem în vitrine marionetele, după care el calcula proporțiile corpului uman, uneori le folosea ca și personaje și aceste manechine. Sunt și aceste personaje din opera sa psihologică, să-i spunem, din seria Regilor nebuni și în care oamenii parcă devin niște manechine, niște fețe care exprimă anumite sentimente foarte profunde. În încheiere, Elena Olariu ne-a făcut următoarea invitație pentru expoziția Corneliu Baba Atelier. Invităm pe toată lumea să vină să o vadă, pentru că sunt și lucrări inedite care nu au mai fost văzute. Câteva picturi care au rămas neterminate în atelierul artistului. Ce m-a impresionat pe mine foarte mult în aceste scrieri memorialistice ale lui, în care vorbește foarte mult despre artă, este și grandoarea pe care o dă operelor lui. Și nu o dă numai prin aceste sute de schițe, mii de schițe pregătitoare pe care le realizează, o muncă fizică extenuantă, ci le dă și prin aportul acesta la marii maestri, pentru că pentru el orice pată de culoare însemna o cercetare. După un mare maestru de școală germană, de școală spaniolă, și această cercetare nu o făcea după albumele de artă, ci chiar vizita muzee în Occident, în care studia brunurile, griurile, albul. Nu, ni se pare ceva foarte tehnic, dar pentru el orice culoare era, orice ton de culoare era important.